foarte bun era să plâng la un moment. Tu îți dai seama că era la un moment dat să nu dai asta. Da, poveste de iubire frumoasă. Că plângi, că te-am văzut că așa e, mi-a intrat ceva în ochi. Aveam în ochi ceva și... Da, foarte bun să mergeți să-l vedeți. E bine. Poveste de dragoste, iartă-mă, vrei să spui ceva înainte? Iartă-mă dacă te-am zis. Mi s-a părut un film necesar. Avem o grămadă de filme de mare artă, dar nu avem filme la care să meargă cu plăcere doi îndrăgostiți, de exemplu. Fără să-și taie venele după aia, adică să rămână îndrăgostiți. Acum vreo 5 ani și pe mine acum încă am coadă și pe nevastă mai acum 5 ani am văzut-o la fel. Acum 5 ani eram doi îndrăgostiți frumoși. Mă rog, eu nu mai sunt așa frumos, nevastă mea e frumoasă pentru mine, mi-a crescut niște barbă. Dar slavă Domnului, mă bucur că am văzut filmul ăsta pentru că mi-am adus aminte de cum am fost noi acum 5 ani. În multe ori nu ne dăm seama cât de important suntem unii pentru alții. Indiferent de câte lucruri faci, bani sau alte lucruri cu ce-ți mai ocupi tu timpul, ce mai important este să ai pe cineva dimineața să trăiască lângă tine și să-ți lipsească cu adevărat în caz că pleacă 5 minute. Cum vi s-a părut filmul? Da. Mi s-a părut foarte, foarte frumos, emoționant și distractiv în același timp. Mi-a plăcut sfârșit oricum foarte mult și chiar merită văzut. Am plâns. De ce credeți că trebuie să fie oamenii la cinema să vadă filmul ăsta? De ce? Pentru că e plin de acțiune în care se vor regăsi și ei. Multe mesaje oricum care trimite filmul ăsta. De sensibilitatea a cam dispărut zilele astea, avem foarte mai mult de drame, așa că merită văzut. Să încercăm și altfel de sentimente, știți, să se mai balanceze situațiile. Și noi vă mulțumim. Merită să veniți să vedeți filmul. Bravo, Cristina! Eu deocamdată râd. Pentru că a rămas, da, e de bine. A rămas și cu impresia finalului, care a iscat așa mult, mult râs în zona în care stăteam eu. Bine, eram și niște băieți, Fodor, Vintilă și așa mai departe. E un film de dragoste, un film care arată foarte frumos, sunt niște cadre foarte frumoase de iarnă. Plus că are și mult umor dacă îl citești, dacă reușești să-l citești. E relaxant, mai ales în perioada asta. E un film și de suflet și un film care se termină, nu spun cum. Este un film care îți bucură sufletul, care îți bucură inima, nu? Oamenii în toată nebunia asta de fiecare zi uită să facă acel lucru foarte important, adică să iubească, indiferent că e vorba de persoane sau lucruri sau stări sau pur și simplu, eu știu, momente. Uită și ar trebui mai multe filme de genul ăsta, să ne amintească mai des că trebuie să facem și niște lucruri care să ne umple sufletul așa și să ne relaxeze. Well, good night. Hello to you.